Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură a demarat în primăvară campania de depunere a cererilor de plăți naționale directe complementare pe suprafață, care sunt finanțate din bugetul național și din fonduri europene. De acești bani beneficiază fermierii care îndeplinesc cumulativ condițiile impuse de regulamentele europene și de legislația românească. Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafețe în anul 2013 s-a derulat în perioada 1 martie-15 mai. În continuare, reprezentanții APIA din Curtea de Argeș mai primesc cereri până la data de 11 iunie, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Ieri, 15 mai, s-a încheiat prima perioadă de depunere a cererilor de plată pe suprafață. Fără penalizări, s-au prezentat 3.900 de fermieri în procent de 92%, iar începând de astăzi, 16 mai, până pe data de 10 iunie, se pot depune cereri în continuare cu penalizări de 1% pe zi pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. Sper ca până pe data de 10 iunie să facem 100%. Suprafețele eligibile pentru o fermă sunt de minim 1 hectar, iar parcelele care compun această fermă nu trebuie să fie mai mici de 3.000 de metri pătrați și însumate să ajungă la 1 hectar.